Yo, salutare jupunilor, bine ați venit la un nou episod și despre FIFA 19, un nou clip din seria PEC Opening astăzi. Astăzi o să vedem împreună cele mai bune pull-uri, cele mai bune pick-uri, cei mai buni jucători pe care i-am prins fără să filmez. Am deschis foarte multe pachete la tovarășii mei. Mi-au trimis și ei, au mai filmat și ei și mi-au trimis. Așa că astăzi despre asta este vorba, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați pe jurutașul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul pentru mult mai mult conținut și, de ce nu, pentru mult mai mult conținut. Ok, Drew cu primul său pachet, doar walkout, o să vedem astăzi. Primul este un Carnival, un Statele Unite, un right midfielder, un Borussia Dortmund, un nimeni altul decât Pulisic 88, jucătorul cu fapta, nu cu vorba, jucătorul cu pace-ul, nu cu șutul sau cu pasele. Unde îi dai și le rezolvă? Îl mai avea și pe Naldo. Al doilea pachet ne aduce, oare ce ne aduce, fraților? Prindem și noi un Icon sau Sal. E un Team of the Shit Season, Senegal, Striker, stați liniștiți că nu este Mane, ligile de top nu sunt puse în pachete, altfel era sau nu era top pe Dianel băga, doar dacă erau ligile de top, cred că Mane putea să pice, nu știu dacă mai e alt senegalez. Diane de 93 care face undeva la 50-60 de mii, mai avea și un Zule. Al treilea pachet, oh, cum ziceam, toate sunt pe workout și avem un nou Team of the Shit, un Brazilian center back. Trola Militao și eu mi l-am luat, fraților. Parcă mi l-am luat pe live sau pe episod, nu mai țin minte exact, dar l-am luat și mi-a părut rău pentru că Militao era 1 milion. Totuși are 2 Team of the Season în pachet. Mai era Bowen de la Hull City. Merge mai departe. Cred că e numărul 4, sper să nu mă înșel. Că m-au matrageau, avem ceva de Europa, avem Striker, Belgia Striker, Liverpool, Origi, dar să vedeți ce are în pachet Golanul, fraților. Cred că e cel mai bun pachet de pe acest episod. O, Toba, 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 boom, 4 walkout, Vela, Benrahmi și De Gea. Incredibil așa ceva. Trecem la niște pachete de 82 plus, i-a dat walkout și eu am prins. Ultima dată când n-am făcut, n-am prins, am fost 10, nu mi-a dat niciunul. Prinde un headliner, prinde Columbia, Striker, Atalanta și este Zapata, 88. Un cartonaș interesant, dar nu prea are pase. Bine, nici nu-i trebuie pentru un Striker. Acolo să fie decent, el are 60 ceva, deci e worst. Ceva de Europa, center back, Olanda, Danny Blind. Deci o prăjoală, fraților. Când văd jucătorul ăsta, mă doare țestosul. UEFA Champions League Premium Upgrade. Oh, ăștia poate să fie a bun. Primește din nou o bășină de asta. Nu, nu e o bășină. Team of the Tournament. Dar este o bășină, fiindcă este Gicu. Dzeko. Op, oribilitate. Când te uiți la acel cartonaș. Am și pierdut șirul numerelor, nu mai contează, aici este un walkout normal, Franța, CDM, am crezut că e Kanté, dar uitați că vine Matuidi, cel mai, de fapt singurul, walkout de 85 din joc, nu cred că mai e altul, tot pe contul lui Levi, cred că e 82 plus din câte am văzut, din nou unul normal și vine Argentina, oare Messi? Nu e Messi, center back, e nimeni altul decât Otamendi, fundașul celor de la Manchester City. Încă un 82 plus, a avut noroc, mă, Bozgoru, cum mai zic eu, la pachetele astea. Prinde un UEFA Europa League, ceva de genul. Nu e live, e unul normal. Îl prinde pe Rodrigo de 88 sau 86, 87, n-am dat-o bine. Un card marfă, când a apărut cardul ăsta a fost wow, un must have, dar nu și pentru mine, pentru că eu am fost vai și amar de capul meu. Vine în sfârșit Road to the Final, însă vine micul gulit. Deci dacă Bayern München se ducea măcar până în semifinale, cardul ăsta arăta extraordinar. Bayern a fost eliminată parcă de Ajax, nu de Liverpool, parcă de Liverpool. Și, din păcate,
n-a ajuns acolo. A ajuns Liverpool, a și câștigat trofeul. Încă un rău to the final, Argentina left back, Talia Figo, și ăsta un card marfă. Mi-a plăcut la nebunie, am jucat cu el și l-aș recomanda. Sper să fie la fel de bun și anul viitor. Sergian, luăm și pe el la rând. Pam, 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 pam. Vine un team of the season. Argentina, center midfielder. O prăjoală pe nume Aued. Da, frățuicilor, cam ăsta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Astăzi vă aștept. Vă aștept unde vă aștept? În Costa Nostra, în cartier, unde o să deschidem, fraților, pe live, bineînțeles. Peste 100 de pachete și premii pe premii de FU Champions pe vreo 3, 4, 5 conturi, așa că nu lipsiți, prezența este obligatorie, live o să fie undeva pe la prânz între orele 14 și 17, nu știu exact, stați geană pe canal, dar până atunci, pace, simă, iubire, credință, big boy, big smoke, respect, pe viață, așa că hai să-i tirfă marșta aici, dă-te pula mea. Pula mea.